Bine v-am regăsit la Info Capital. Vă propun să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Au părăsit microbuzele cu care transportă minerii. Angajații firmei Eramiflor Turgorj au intrat în grevă din cauza restanțelor la plata salariilor. Începând cu data de 1 aprilie, vor beneficia de tichete sociale. Este vorba despre persoanele nevoiașe din municipiul Petroșan care vor primi bonuri pentru alimente din partea autorităților locale. 39 de delegați din cele 8 țări implicate într-un proiect Comeniu s-au participat marți la un eveniment organizat la Sala de Marmură a Primăriei Municipiului Petroșani. Ministrul Educației Remus Pricopie a aprobat prin ordin de ministru programele școlare pentru materia opțională Educația prin șah, care va fi studiată de elevii de clasa 1 și a 2. Și acum știrile pe larg. Incendiu într-un apartament din cartierul Bărbăteni al municipiului Lupeni. În noaptea zilei de luni spre marți, pompierii de la garda de intervenție din localitate au fost solicitați să stingă flăcările izbucnite la parterul blocului 26. Am intervenit pentru stingerea incendiului, s-a intervenit o auto specială, nu au fost victime. S-a stabilit o cauză probabil la producerii incendiului? Cauza este în curs de cercetare. Ați luat în calcul? Se cercetează în momentul de față. În urma incendiului au fost înregistrate doar pagube materiale. Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate care este cauza producerii acestui nefericit incident. Continuăm știrile. Accident rutier în municipiul Petroșani. Un tânăr din localitate aflat la volanul unui autoturism a lovit o altă mașină care circula regulamentar. Accidentul a avut loc în apropiere de Colegiul Economic Hermes Petroșani. Din primele informații, un tânăr aflat la volanul unei mașini nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism. La fața locului a sosit un echipaj al poliției rutiere din localitate. Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat victime. Conducătorii auto ai celor două autoturisme au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind pozitiv pentru unul dintre ei. 005, da? Persoanele implicate în accident spun că tânărul avea viteză. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat în ultima ședință documentațiile tehnico-economice pentru unele obiective de investiții din județ, între care și un drum spre Parâng. Este vorba despre modernizarea drumului județean 709F Slătinioara și a drumului național 7A Cabana Rusu Masivul Parâng. Banii pentru aceste investiții vor fi accesați printr-un program de finanțare. Continuăm buletinul de știri Info Capital. Fără condiționări pentru fostul șef BCCO Alba, Traian Berbeceanu dorește ridicarea măsurilor preventive aplicate de instanța de judecată odată cu eliberarea sa din arest. Fostul comisar șef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, a solicitat Tribunalului Hunedoara revocarea măsurilor preventive luate de DIICOT, în dosarul în care este cercetat pentru sprijinirea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală cu produse petroliere. Instanța nu a luat încă o decizie și a acordat un nou termen de judecată pentru data de 7 aprilie, în vederea transmiterii dosarelor atașate la primul dosar. Practic, Berbeceanu solicită acum să-i fie revocată măsura impusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, cea de a nu părăsi țara cu care a fost înlocuit arestul preventiv. Fostul șef al BCCO Alba a fost arestat preventiv în luna octombrie anului trecut, iar o lună mai târziu în Alta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea lui și transformarea măsurii arestului preventiv în cea a obligării acestuia de a nu părăsi țara. Greva în rândul șoferilor de pe mijloacele de transport de la mai multe unități miniere din Valea Jiului. În această după-amiază, în fața sediului Salvamin, șoferii de la exploatările Livezeni, Petrila și Salvamin au abandonat microbuzele în fața instituției. Motivul declanșării acestei greve este acela că reprezentanții firmei de transport nu le acordă angajațiilor salariile la timp. Am văzut șoferii că stau aici, am venit, am întrebat ce probleme au. Șoferii nu mai vor ca să lucreze de la mina Livezeni, de la mina Petrila și șoferul de la Salvamin. N-au primit salariile de 2 luni de zile. Și au spus că ei au dat telefon la firmă, la patron, ca să le trimită salariile și tot e amână. Spune că vin mâine. Mai mult, microbuzele nu au carburant necesar efectuării transportării angajaților la și de la unitățile miniere. Din acest motiv, de mai multe ori, angajații au fost cei care au scos bani din buzunar pentru a alimenta mașinile. Am rămas fără motorină. Eu, personal, am băgat mâna în buzunar
i-am dat la șofer 500.000, 600.000, să bage motorină, atâți bani am avut la mine. Au existat cazuri când au rămas fără carburant în plină iarnă și au fost nevoiți să îndure temperaturile scăzute mai bine de o oră. Am ieșit iarna, am ieșit de la mine, de la Livezeni, eu personal, o trebuie să aștept o oră, era frig, nu pot să spun că exagerat, dar minus 10-15 grade era. Am făcut baie, am ieșit afară, am mers până la General Trans, la General Trans au rămas mașina fără motorină, căldură nu dădea, am stat o oră. O oră și ceva până când a venit cineva de la Petrila, de ne-a tras și ne-a dat bani ca să băgăm motorină. Există și angajați a căror contracte au fost întocmite în urmă cu 2 luni, dar salariile nu au fost alocate nici până în zi de azi. Mai mult, nici starea mașinilor nu este una tocmai ieșită din comun. Am înțeles că de o lună jumate lucrați. V-ați primit banii de când v-ați angajat? Nu, nici un leu. Ce probleme are mașina pe care o conduceți? Cauciucuri nu are. Puntea de pe față, uitați cum stau roțile, 170 de lei, în 48. Am plătit-o, dar nu eu. Mi-a trimis banii, într-adevăr, și am plătit amenda. Și acum de ce nu vreți să mai lucrați? Doar pentru simplu fapt că nu vă primiți salariile? Care e nemulțumirea totală? Nemulțumirea totală este că n-am primit salariile de o lună jumate, niciun leu. Ei de 2 luni, ei mai vechi. Și ce veți face? Ați intrat în grevă până când? Am intrat în grevă, că eu și așa nu o să mai lucrez cu mașina aia, că mă și arestează poliția, dacă sau reareul sau arereul, mă și arestează dacă mă mai oprește odată. Din cauza stării avansate de degradare, șoferii riscă în orice moment să producă accidente rutiere în care să fie implicați angajații exploatărilor miniere din Valea Jiului. Nici asigurarea autovehiculelor nu există. Asigurarea e expirată. Dacă ați sunat la firmă, ce v-a spus? Am sunat la firmă, ei trebuie să știe. Bă, mașina cu tare, e asigurare expirată sau inspecția tehnică, ei trebuie să știe. Chiar dacă nu-i anunț eu, ei trebuie să știe. Doar actele la ei, acolo, ei au copii acolo, trebuie să știe. Bă, mașina cu tare, așa, așa. I-am sunat. Și de o lună jumate n-am primit nici cauciuc. Imediat ce au auzit că angajații lor au intrat în grevă, reprezentanții firmei Eramiflor Gorj au încercat să-i convingă pe aceștia să se întoarcă la lucru. Nu mai lucrăm niciunul până nu veniți. Eu vin și mă duc banii și gata. Nu e nicio problemă. Deci astăzi noi așteptăm. Deci astăzi așteptăm noi nu... Nu ieșim până nu luăm banii. Reprezentanții firmei au fost recalcitranți cu angajații protestatari. Eu am tăcut din gură, a zis marți. A zis marți, eu am așteptat până marți. Tu i-ai îmbârligat pe toți, ai înțeles? Bine, dacă tu așa crezi, eu i-am îmbârligat, așa să fie cum crezi tu. Tu ai fost cel mai privilegiat în primul rând. Da, da, eu am fost privilegiat, sigur. Că nu m-am certat niciodată cu tine și nu-mi place să mă cert. Dar nu e frumos ce făcuși. După ce aruncați, pe aia pe vreo ce să mai meargă, nu-i nicio problemă. Știi care e treaba? A. Oricum, poate ai trăit cu impresia că am pus la bani și nu-mi vedeam. Asta e o impresie greșită dacă ți-ai făcut toate. Pentru că și alțorul n-ai mușcat. Nu! Că e frumos pentru că nu anunțau oamenii ăia, atâta tot. Întrebați ce măsuri vor lua, șefii firmei transportatoare au spus că le vor acorda angajaților salariile în zilele imediat următoare. Portare nota de la 12. De unde să știu eu că până de țară le primeau? Ce vrei să faci acum? Am înțeles că sunt persoane dacă care... Dacă nu au vrut să înțeleagă, le-a spus, domne, vin de țară. Dar nu, ei la 12. Ce pot să fac? Mașinile, din câte am văzut, sunt toate fără motorină și am înțeles că sunt oameni care, angajați de o lună jumate, nu și-au primit niciun leu. De o lună jumate? Bine, domnule, nicio problemă. De două luni. Le plătesc salariile, dar nu pot să ajung la Petroșani acum, că sunt autostradă, mă înțelegeți? Nu în ultimul rând, Eramiflor TURSRL Târgu Jiu a primit 2 amenzi, a câte 2.500 de lei pentru lipsa licenței de transport. Asta pentru că sunt societăți și mașini din alte județe. În aceste condiții, Autoritatea Județeană de Transport nu poate elibera licența de transport, ceea ce înseamnă că firmele respective funcționează în mod ilegal.
CFR Călători anunță că circulația feroviară pe ruta Târgu Jiu-Livezeni va fi sistată timp de 5 zile pe săptămână. Astfel, în perioada 1-30 aprilie se vor executa lucrări de înlocuire a traverselor între stațiile Târgu Jiu-Livezeni. Această intervenție presupune închiderea liniei curente. Circulația se va derula normal doar în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători legale. Continuăm știrile. Incident tragic într-o pădure din Șona, județul Alba. Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un copac. Tragedia s-a produs în momentul în care un alt bărbat din județul Mureș, angajat al unei firme din Blaj, executa lucrări de defrișare în pădure. Acesta a tăiat cu o drujbă un arbore de 22 de metri care s-a prăbușit peste bărbatul din Blaj. Din primele informații a rezultat faptul că bărbatul care căuta în pădure pari pentru grădină a intrat în perimetrul exploatat de firma de prelucrare a lemnului. Acesta a fost lovit de copacul tăiat de un angajat al societății care își desfășura activitatea în acea zonă. În urma impactului, bărbatul a decedat din cauza rănilor suferite. În acest caz a fost făcută o sesizare către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Organele competente efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă. Demersuri pentru gratuitățile pensionarilor mineri. Senatorul Haralambie Vochițoiu a susținut în plenul Parlamentului o declarație politică. Aceasta viza reglementarea acordării și după anul 2014 a bonurilor de cărbune pentru încălzire și a subvențiilor la energia electrică. Peste 12.000 de pensionari mineri din Valea Jiului așteaptă identificarea unor soluții legislative care să permită acordarea alocației de cărbune pentru uz casnic și a tarifului redus a energiei electrică pentru aceste categorii de persoane. Ca senator de Valea Jiului, în numele celor peste 12.000 de pensionari minieri și a familiilor acestora, rog responsabilii actualului guvern să depună toate eforturile necesare pentru a repara răul făcut de PDL, în sensul că drepturile pensionarilor mineri să fie recunoscute și după anul 2014. Ajutorul de stat oferit pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive prin decizia Consiliului Uniunii Europene prevede suportarea unor cheltuieli pentru acordarea bonurilor de cărbune pentru încălzire și a subvențiilor la energia electrică. Deși termenul limită pentru închiderea unităților miniere este data de 31 decembrie 2018, cei aflați la guvernare în anul 2011 au decis să îi lipsească de drepturi pe pensionarii mineri din Valea Jiului cu 4 ani mai devreme. Astfel, bonificațiile pe care minerii ieșiți la pensie le primeau pot înceta la data de 31 decembrie 2014. 12 copii dintr-un centru de plasament din Alba au fost diagnosticați cu hepatita A. Aceștia au fost transportați la Spitalul Municipal Aiud. Autoritățile sanitare au deschis o anchetă în acest caz. Aproximativ 80 de contacti susceptibili de la centrul de plasament au fost vaccinați fiind supravegheați prin examen clinic și examene de urină periodice. Reprezentanții Complexului de Servicii Sociale Sfânta Veronica Dumbrava din județul Alba susțin că episodul de hepatită a apărut după ce în cadrul așezământului a fost preluată în regim de urgență din familie o fetiță în vârstă de 10 ani din Ocna Mureș. Minora a fost introdusă în centru pe baza unei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie din care reieșea că este clinic sănătoasă. După apariția primelor manifestări și simptome ale bolii, au fost luate toate măsurile care se impun. Anunțarea medicului de familie, care are în evidență beneficiarii centrului, și sesizarea autorităților sanitare competente au arătat aceștia. La solicitarea coordonatorului complexului, la Dumbrava, s-a deplasat un laborator mobil de analize aparținând unui centru medical acreditat din Cluj. Cadrele medicale specializate prelevând probe de urină și sânge de la copiii și adolescenții, ocrotiți în cadrul așezământului, precum și de la cei 30 de angajați care deservesc centrul. De asemenea, s-a făcut dezinfecție curentă și continuă în unitățile de învățământ, spațiile de cazare, blocul alimentar și grupurile sanitare, cu substanțe dezinfectante clorigene. Se distribuie etichetele sociale. Aproximativ 4.000 de petroșeneni cu venituri reduse vor beneficia și în acest an de bonurile valorice. Acestea sunt oferite de Primăria Municipiului Petroșani cu ocazia sărbătorilor pascale. Etichetele vor fi distribuite familiilor cu venituri reduse, șomerilor, pensionarilor care nu au venituri mai mari de 700 de lei și persoanelor cu handicap. Am început de astăzi distribuirea pentru că ieri am primit etichetele. După cum ați observat, avem două locații, deci aici prin caseria noastră dăm la șomeri, iar acolo jos unde am distribuit și alimentele de la Uniunea Europeană,
distribuim pentru pensionari, persoane cu handicap și celelalte categorii, ajutor social, cantină și alocație de susținere a familiei. 3.800 de carnetea, câte 5 tichete fiecare, vor fi împărțite oamenilor în cursul acestor zile. Aceștia pot veni să le ridice la Serviciul Public Local de Asistență Socială Petroșani de luni până joi, între orele 9 și 15. Ei pot să-și achiziționeze numai alimente, deci produse alimentare, nu și băutură, deci nu se dau băuturi alcoolice. Scopul acestei acțiuni este de a preveni și combate sărăcia și riscul de excluziune socială. În greva foamei, după ce a rămas fără pământ, este vorba despre un localnic din comuna Prigoria care a protestat în piața prefecturii din Târgu Jiu. Bărbatul acuză primarul din comună că l-ar fi lăsat fără moștenire. Nemulțumirea bărbatului vine după ce în urmă cu 4 ani a pierdut un teren pe care, spune el, l-a primit moștenire. Conform protestatarului, vinovat de situație ar fi primarul care, împreună cu o familie de boieri din zonă, ar fi pus mâna pe terenul său prin modificarea suprafețelor respective. Bărbatul și-a căutat dreptatea chiar și la Strasburg, însă nu a avut succes. Din acest motiv s-a hotărât să facă greva foamei în fața prefecturii. Nu ne-a luat primăria normal. Normal a urmărit de la un boier. E vorba despre 54 de hectare care și vreo 800 ceva de metri pătrați, care, ce vreau să vă spun asta, erau 91 de familii proprietărite, nu le-a ajuns măcar un hectar de fiecare. A fost un scandal mare și atunci, se spune, din bătrâni. De cealaltă parte, angajații prefecturii afirmă că problema bărbatului le este cunoscută, însă nu pot să-l ajute cu nimic. Aceștia susțin că protestatarul nu are dreptate și că legea este destul de clară în cazul său. Foștii proprietari și-au cerut terenurile, legea le dă dreptate, le-a dat-o și instanța și asta e situația. Mai pot să mai facă ceva oameni? Din punctul meu de vedere, nu. Din păcate, nu. Nici primarul nu recunoaște acuzațiile care îi se aduc. Edilul spune că localnicii munceau pământul respectiv fără să aibă acte de proprietate. Noi, primăria, nu le-am dat, s-au judecat, femeia a câștigat în instanță și i-a obligat pe prefectură și pe OCPI să întocmească titlul de proprietate. Iar cetățenii respectivi nu au avut titlul de proprietate în opus, în proprietăriță acolo, deci acum 50 de ani când ni s-a dat, li s-a dat fără acte. Ia, luat fiecare fiind zonă necooperativizată, a luat fiecare acolo cât a avut, un hectar, 2, 3, nu știu cât a luat. Chiar și așa, protestatarul este hotărât să rămână în greva foamei până când autoritățile vor găsi o rezolvare a problemei sale. Asta este singura portiță mea, să fac greva foamei. Cât o putea să rezist, oricum îmi pun sănătatea în pericol, îmi pun viața. Bărbatul susține că zilnic va patrula prin fața prefecturii Gorj, pentru că, spune el, doar așa îi se va face dreptate. 3 blocuri de locuințe din Deva și 110 apartamente vor fi reabilitate termic. În acest sens, astăzi, în sala de ședințe a primăriei, a fost semnat primul contract de finanțare nerambursabilă prin Regio, Programul Operațional Regional. Contractul de finanțare semnat la Deva vizează 3 proiecte de reabilitare a 3 blocuri de locuințe și 110 apartamente pe parcursul a 9 luni de implementare a proiectului contractat. Valoarea totală a cererii de finanțare este de peste 300.000 de euro, din care aproximativ 200.000 reprezintă valoarea finanțării nerambursabile. Luna ianuarie 2013 a fost demarată o primă procedură de achiziție a serviciilor de proiectare pentru număr de 4 blocuri. La data de 30.05.2013 a fost depus un prim proiect, creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Deva, prin care s-a solicitat finanțare pentru blocurile 15, Bulevardul Nicolae Băcescu, blocul 41, Strada Minerului și blocul 8, Alea Crimilor. Astăzi, 1 aprilie 2014, se semnează primul contract de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Deva, cele pe care le-am enumerat, Bulevardul Nicolae Băcescu, Strada Minerului și Alea Crimilor. Cele 3 proiecte de reabilitare termică pentru care a fost semnat contractul de finanțare vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora. În primul rând, reducerea consumului, și aici componenta aceasta are un asumat prin program obligatoriu un minim de 40% din consumul actual. În al doilea rând, din punct de vedere estetic, orașul are foarte mult de câștigat, deci clar că se rezolvă implicit și această problemă și, bineînțeles, ultima, dar nu cea de pe urmă și cea mai importantă, este reducerea poluării la nivel global.
Această cerere de finanțare face parte dintr-o serie de 3 cereri depuse până în prezent de către municipiul Deva în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea termică a blocurilor. Problema burselor pentru elevi s-a rezolvat. Într-un final, elevii au învins. Bursele nu numai că se vor acorda, dar suma de bani pe care o vor primi anual este cu 3.730 de lei mai mare decât cea propusă în ședința de Consiliu din 10 martie. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare care se vor acorda în semestrul 2 al anului școlar 2013-2014 în unitățile de învățământ din Petroșani a fost aprobat luni în ședința de Consiliu a Primăriei Petroșani. La proiectul de hotărâre a fost adus un amendament de către consilierul local Daniel Stepan, care a mai solicitat majorarea cu 10 lei a burselor de studiu. Amendamentul a fost aprobat, însă au fost și consilieri care s-au abținut de la vot. Marius Rad, de la Comisia pentru Minorități, și Lucia Muntean, membru în Comisia pentru Învățământ și Cultură. Potrivit primarului municipiului Petroșani, acordarea acestor burse reprezintă un efort bugetar din partea administrației locale. Bursele elevilor petroșeneni au crescut. Cele de performanță au fost mărite de la 75 de lei la învățământul gimnazial și liceal la 150 de lei. Bursele de merit de la 50 de lei din învățământul gimnazial și de 70 de lei de la învățământul liceal la 70 de lei pentru toți elevii. Și bursele de studiu au crescut de la suma de 40 de lei la învățământul gimnazial și 50 de lei la învățământul liceal la 60 de lei. Bursele pentru ajutor social nu au suferit nicio modificare și au rămas la suma de 50 de lei. Per total, 886 de elevi din Petroșani vor beneficia de burse. Proiectul de hotărâre pentru majorarea burselor a fost adus inițial în discuție la data de 10 martie la ședința de Consiliu de la Petroșani și s-a amânat din cauza faptului că nu s-au găsit suficiente resurse financiare. Atunci a fost amânat din cauza amendamentului adus de consilierul Daniel Stepan, care a cerut mărirea burselor. Academia Inteligențelor Multiple la Petroșani, zeci de elevi și cadre didactice din mai multe țări au participat astăzi la încheierea unui proiect Comenius. Sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani a găzduit astăzi un eveniment dedicat unui proiect Comenius. Astăzi Academia și-a închis porțile, dar așa cum am spus, ea trăiește încă în sufletele noastre ale dascălilor, pentru că ne dorim să facem tot ceea ce este mai bun pentru copiii noștri. Reprezentanții școlii gimnaziale numărul 7 din municipiul Petroșani au pregătit un moment special pentru profesorii și elevii străini implicați în proiect. Aceștia au fost premiați cu câte o diplomă și o plachetă. Elevii școlii gimnaziale numărul 7 din municipiul Petroșani au prezentat câteva momente artistice. Voi dansa pentru Olanda, dansul olandez tradițional. Și cât ai muncit tu pentru el? Vreo 2 săptămâni. Doamna dirigintă de biologie. Ai emoții? Da. Vom dansa și vom arăta invitaților dansul specific țării noastre. Cine te-a învățat pe tine? Doamna dirigintă, mama. Ce costumul cine ți-l are? L-am de mult. L-a cumpărat mama. Mie mi se pare o șansă bună de a avea parte de experiențe în alte țări, să cunoaștem alți oameni, să învățăm limbi noi, străine. Ce vei face tu astăzi? Eu voi, le voi pregăti o surpriză. Un dans. Aceștia au încercat să le arate oaspeților sosiți în localitate câte ceva despre cultura și tradiția românească. Reprezentanții fiecărei țări implicate în proiect au prezentat câte un material video despre țara din care provin. Reprezentanții Turciei au susținut și un moment artistic pentru gazdele din România. Reprezentanții țărilor implicate în proiect au fost încântați de momentele artistice prezentate de elevii școlii gimnaziale numărul 7 din Petroșani. Totul a fost minunat pe tot parcursul zilei, în special dansurile voastre au fost minunate și localitatea este minunată de asemenea.
Acest proiect a însemnat foarte mult pentru profesorii implicați, mai ales că pentru ei reprezintă o bucurie faptul că elevii au avut ocazia să învețe lucruri noi. În mod personal, aici a găsit oameni deschiși spre comunicare, a găsit modalitățile prin care să putem lucra mai ușor cu elevii noștri. Înainte de a fi profesor, înseamnă să creăm cetățeni buni și educați și totodată să ne dăm mâna pentru a ne implica împreună în rezolvarea acestor probleme. Acest proiect a avut 8 reuniuni în țări diferite. În municipiul Petroșan se aflau astăzi 39 de persoane din Portugalia, Turcia, Olanda, Estonia, Germania, Bulgaria, Grecia și România. Șahul va putea fi studiat în școli de elevii de clasa 1 și a 2-a, începând cu anul școlar 2014-2015. Ministerul Educației a introdus educația prin șah ca materie opțională. Elevii vor avea ocazia să se familiarizeze cu tabla de șah, cu regulile de joc și să decodifice semnificația semnelor convenționale utilizate în partida de șah. Exercițiile de interpretare, observația, simularea unor situații de joc, calculul unor variante de joc sunt etape pe care elevii le vor parcurge în cei 2 ani de studiu. Nouă la educația prin șah se recomandă să se facă sub îndrumarea cadrului didactic, mai ales pentru elevii care sunt scutiți. De efort fizic, ei au prezență obligatorie și pentru a nu sta să se uite pe pereți, li se dă și sub supravegherea profesorului, fie vor învăța șah, fie vor, să zic eu așa, se vor perfecționa în șah. Depinde de nivelul fiecăruia. Sportul minții este deosebit de important. Este socotit ca sport, tocmai datorită caracterului competițional. Programele au fost realizate în urma consultării cu specialiștii din cadrul Federației Române de Șah, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. Începând din clasa pregătitoare și până în clasa 4, elevii pot avea maximum o singură disciplină opțională pe an. Continuăm buletinul de știri cu titlurile din sport. Bun găsit la buletinul de sport din această seară. La ultima ședință a Consiliului Județean Hunedoara a fost aprobată suma de 500 de milioane de lei vechi pentru echipa de rugby Știința Petroșani, care activează în Divizia Națională Secundă. O sumă rezonabilă după aprecierea antrenorului Alexandru Lupu. Clubul sportiv Vulcan a organizat în weekendul trecut un concurs de șah intitulat Concursul Primăverii, cu participarea 70 de sportivi din Vulcan și Petroșani. Locurile 1 au fost ocupate de Andrei Secrierul la junior 14 ani, Georgiana Secrierul la junioare 14 ani, Oana Șchiopu junioare 8 ani, toți de la CSM Vulcan, Dragoș Vișenescu juniori 8 ani și Robert Nisto junior 8 ani, ambii de la CSM Petroșani. Interesul pentru fotbalul județean de Liga a 4-a Hunedoara poate fi evaluat și după numărul de spectatori de la unele jocuri. Iată, spre exemplu, la meciul CFR Simeria Hercules Lupeni 0-6 au fost prezenți 50 de spectatori. După rezultatul de 33-21 cu CSN Vodar din prima etapă a ligii secundare la rugby, echipa Știința Petroșani s-a clasat pe locul 2. În celelalte jocuri, Bucovina, Suceveana, CSI Arad 21-17, RC Bârlad, RC Megalaz 26-0. Să urmărim rubrica evoluției cursului valutar, urmată de cursul de schimb al principalelor valute de la casele de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 2 aprilie, un curs al euro de 4,46 de bani, al dolarului american de 3,23 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,38 de bani. La Casa de Schimb Valutar Jiul Exchange SRL din Petroșani, cursul euro este astăzi la cumpărare de 4,41 de bani, iar la vânzare de 4,47 de bani. Dolarul american se cumpără cu 3,22 de bani și se vinde cu 3,28 de bani. În ceea ce privește lira sterlină, la cumpărare este de 5,30 de bani, iar la vânzare de 5,40 de bani. Urmează datele despre vreme. Bine v-am regăsit! Mâine vremea se va răci în cea mai mare parte a țării, dar mai semnificativ în regiunile estice și sud-estice. Cerul va reprezenta norări în centru, est și sud-est, precum și în zonele de munte, unde local va ploua în general slab. Maxima de miercuri va fi de 20 de grade Celsius în Deva, Alba Iulia și Târgu Jiu, iar minima de 4 grade Celsius va fi înregistrată în Petroșani, Deva și Alba Iulia. Joi, temperatura aerului va marca o creștere ușoară, astfel că vremea va fi caldă în regiunile intracarpatice și apropiată de normalul termic al perioadei în restul teritoriului. Maxima de joi va fi de
de 20 de grade Celsius în Târgu Jiu, iar minima de 6 grade va fi înregistrată în Petroșani și Deva. Vineri, valorile termice vor continua să crească ușor față de ziua precedentă și vor caracteriza în general o vreme caldă pentru începutul lunii aprilie. La munte, cu precădere, în cursul nopții, precipitațiile vor fi mixte. Maxima de vineri va fi de 19 grade Celsius în Deva și Alba Iulia, iar minima de 3 grade va fi înregistrată în municipiul Deva. Pe toate cele 3 zile, probabilitatea precipitațiilor va rămâne la nivelul de 0%. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară plăcută, la revedere! Mulțumim, Andreea! Aici punem punct buletinului de știri InfoCapital. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Puteți vizita și site-ul nostru capitaltv.ro, unde veți găsi informații interesante și de actualitate prezentate și în cadrul buletinului de știri InfoCapital. Să aveți o seară liniștită!